Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal, Începătorii Columbofili. Astăzi, pentru început, vreau să vă spun din câte vedeți, deși nu se prea vede, în boxe la porumbei mi-am adus cuibare de Ipsos, 6 cuibare, deși eu am 8 boxe, am doar 6 cuibare, le-am primit. Am și 10 așezători. Șezător, nu așezător. Să merg să vi le arăt. Ok, deci aici am șezătorile, de câte vedeți. Se pare că acum le-am numărat și am luat doar 9. 5, 6, 7, 8, 9. În fine, nu contează. Aici lucrările n-am mai înaintat. Avem, așa spus, baza Sputnicului. Am făcut-o. Care va veni aici sus, în scândurile acestea două. Dacă băiat, să spun așa, care mi-a dat cuibarele și sezătorile, dacă privește acest video, vreau să-i spun că îi mulțumesc foarte mult pentru că mi le-a dat. El mă ajută mereu când am nevoie ceva la porumbei. Îi mulțumesc foarte mult. Și îi doresc să facă pui frumoși, să scoată pui frumoși anul ăsta, din porumbei. Să-i ouă, să-i crească, să fie sănătoși. Da. Dacă strângem la acest video 20 de like-uri, prezint cuibarele. Deci, să mergem în grădină, la porumbei. Înainte de a merge în grădină, aici am baza Sputnicului. De câte vedeți, părțile acestea va fi acoperite cu plasă, la fel ca asta, iar aici va fi ieșire. Aici sus o să aibă unde, așa și așa, unde porumbei o să intre. Nu știu sigur, cred că în seara am să-l termin, nu sunt sigur. Deci să mergem la porumbei. Ok, deci am revenit aici la porumbei. Bălțatul a intrat în boxe. Deci vreau să vă spun că ieri pe ce le-am băgat cuibarele, toți porumbei trăgeau la cuibar. Deci nu știu, parcă sunt fermecate aceste cuibare. De aceea vreau să-i mulțumesc columbofilului care mi le-a dăruit. El mă ajută tot timpul când am nevoie și când îi cer ceva. Bălțatul guruie. Am să intru puțin să le eliberez perechile care sunt închise. Nu sunt închise pentru perechiere, doar că trebuie să se obișnuiască cu boxele. Bine, aceștia curcanii să se împerecheze. Deci cam atât a fost cu acest video. Nu uitați de like și abonare. La 20 de like-uri prezint cuibarele. Voi a fost canalul Începătorii Columbofili. Pe data viitoare, pa, pa!